De la începutul lunii august, Lotul Național de Box al României a efectuat un prim stagiu de pregătire în Baia Mare, în vederea participării în perioada 8-21 octombrie la campionatul european Under-22, care va avea loc în Bulgaria. 11 sportivi, toți campionii naționali la categoria lor de greutate, au fost convocați pentru acest prim stagiu din Baia Mare, inclusiv maramureșanul Samuel Roman, legitimat la CSM Sighetu Marmației. De pregătirea pugiliștilor se ocupă o echipă de specialiști din Baia Mare, formată din Claudiu Râșco, antrenor coordonator, Bogdan Bota, antrenor secund, Ana Hecco, pregătire fizică și Cristian Nechita, analist video. După o primă lună de pregătire, săptămâna trecută, 6 componenți ai lotului României, categoria Under-22, au participat la ediția cu numărul 44 a Centurii Moldovei. În urma competiției, Eusebiu Târzoman a câștigat locul 1, Alex Herțeg s-a clasat pe locul 2, în timp ce Robert Pater, Sebastian Nițu, Alexandru Buleu și Samuel Roman au fost învinși de câștigătorii categoriilor lor. Potrivit Federației Române de Box, 122 de sportivi, reprezentând 8 echipe naționale, au participat la turneul internațional din Iași.